generava am început de dimineață prin depunerea de coroane la Monumentul Eroilor. În acest moment dăm drumul la Brad în mai puțin de o oră și dăm start oficial zilelor de sărbătoare ale lunii decembrie cu iluminatul festiv, cu muzică. Vom avea colinde în această lună. Încercăm să facem lucruri bune pentru severineni, să ne odihnim luna aceasta, să ne simțim bine după un an de muncă, după o perioadă intensă pentru fiecare dintre noi. Îmi doresc atât eu cât și severinilor să fim mai buni, să avem un an 2018 cu realizări și cu ceea ce ne dorim. I-ați primit pe severineni cu fasole și cu vin fiert. Da, și eu am luat deja un pahar de vin fiert. Așa este frumos, așa este tradiția, obiceiul ca de ziua României, ziua noastră națională, a tuturor, să oferim severinenilor și nu numai, mehedințenilor, celor care sunt prezenți în piața Crișan, o pahar de vin fiert, o porție de fasole cu cârnați, muzică, să ne simțim bine. Din păcate văd că ploaia nu vrea să ne lase, în piață sunt severineni, îi așteptăm un număr mai mare. Câte porții de fasole? Avem aproximativ 3000 de porții, să sperăm că se vor mânca toate.